Astăzi avem niște știri foarte importante din lumea cripto. SEC a suspendat permanent investigația asupra Ethereum, ceea ce este o veste uriașă pentru piața cripto. Vom discuta ce înseamnă asta pentru Bitcoin, Ethereum și alte altcoinuri. Nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile din cripto. Eu sunt Gabriel și vă salut pe toți. Înainte să intrăm în detalii despre decizia SEC, să facem o scurtă analiză a pieței. Bitcoin a avut o perioadă de stagnare, pe care eu o numesc o vară laterală. Nu numai Bitcoin, cât și toată piața cripto au acum un volum de tranzacționare foarte scăzut și ne putem aștepta să continue acest lucru pe perioada de vară. Uitați-vă și voi, ne uităm la volumul pe toate CEX-urile care a existat. Pe acest grafic vedem volumul în diferite zile și am pus așa graficul să fie de la 1 ianuarie 2024. Uitați-vă și voi în martie ce volum aveam. Aveam o zi în care pe Binance era volum 158 de miliarde de dolari, pe Bybit 57 de miliarde. Cea mai bună zi din martie, în 6 martie, pe Binance 225 de miliarde de dolari volum, pe Bybit 74, pe OKX 85. Și uitați-vă și voi ce se întâmplă în ultima perioadă. Deci am avut aici în 17 iunie, pe Binance 26 de miliarde de dolari volum, pe Bybit 8 miliarde, pe OKX 10 miliarde și se poate observa cu ochiul liber că interesul pentru cripto a scăzut. Vedem asta chiar în volumul de tranzacționare de pe aceste CEX-uri. Ce mi se pare destul de interesant este că în ultimele zile, cu toate că au ieșit bani din aceste ETF-uri Bitcoin Spot, dacă mergem pe Crypto Bubbles, putem observa că Bitcoin este la 66.000 de dolari, Ethereum la 3.594 și piața cripto parcă arată puțin mai bine. Însă nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți, pentru că vedem, uitați-vă aici, vedem verde. De exemplu, avem AGIX pe ultima zi 18%, SEI 8%, SUI 6%, FET 18%. Vă spun de ce nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți, pentru că dacă intrăm pe monedă, ce vedem aici, în ultima lună avem o corecție de 32% și asta se întâmplă aproape la toate altcoinurile. Ordi se ține mai bine cei drept, 16% corecție în ultima săptămână și în ultima lună doar minus 2.4%, dar mai avem și alte exemple, uite. WorldCoin, minus 37%, FET, minus 31%, NIR, minus 33%, SEI, minus 34% și lista aceasta poate continua. N-are rost să vă prezint absolut toate altcoinurile. Chiar dacă avem mici creșteri, în continuare multe dintre ele nu arată extraordinar de bine. Ce mai vreau să vă anunț? Încă 5 persoane și o să facem giveaway cu un bilet la Bish Please. Bineînțeles, pentru cei care își creează un cont pe Bybit, depun minim 100 de dolari și se poate face depunerea și de pe orice alt CEX, să zicem Binance. Pe lângă asta, dacă îți creezi un cont folosind linkul din descriere, depui minim 100 de dolari, pe lângă că o să ai șansa să câștigi un bilet la Bish Please de 200 de dolari și poate chiar o să ne vedem acolo, o să primești o poziție de 200 de dolari, long sau short. Tu doar trebuie să alegi și o să păstrezi profitul. Vreau să vă mai readuc aminte încă o dată de acest grafic de total 3, care practic însumează toate altcoinurile și market cap-ul lor în afară de Bitcoin, ETH și dolarul. Cât timp nu o să vedem o revenire peste această linie de trend și să reintre în trendul ascendent, ne putem aștepta să meargă în apropierea acestei zone de suport de la 502 de miliarde. Trebuie să ne pregătim pentru asta și să nu fim uimiți dacă acest scenariu se întâmplă. În acel scenariu, să spunem, poate și Bitcoin ar scădea un pic, ar scădea poate până în această zonă, să zicem, la 62.000, poate chiar la 61.000, nu am de unde să știu exact până unde ar putea scădea, însă n-ar trebui să fim surprinși dacă se întâmplă acest lucru. Ar trebui să avem un plan, dacă se întâmplă asta, să avem niște stablecoin disponibil, să facem ceva în privința asta, pentru că sunt niște oportunități destul de bune, asta este părerea mea. Nu este sfat financiar, pentru că nu sunt în măsură să vă dau sfaturi financiare, eu doar vă spun care este părerea mea și modul în care eu văd piața. Haideți să vedem acum ce ne mai aduce puțină speranță că o să avem parte de ceva creșteri, poate chiar în următoarele 10-12 zile. În primul rând, SEC a decis să suspende investigația asupra Ethereum 2.0, declarând că Ethereum este o marfă. Aceasta este o veste extrem de pozitivă pentru piața cripto. Scrisoarea SEC afirmă că, deși nu sunt de acord cu toate declarațiile făcute de avocații Ethereum, nu intenționează să inițieze o acțiune împotriva Consensus, totuși scrisoarea menționează că investigația ar putea fi redeschisă în viitor, ceea ce le lasă o ușă deschisă. Această decizie clarifică faptul că Ethereum 2.0 este în siguranță, dar rămâne întrebarea legată de staking.
Kraken, de exemplu, a fost forțat să-și încheie programul de staking în SUA și să plătească o amendă de 3 milioane de dolari. Cu toate acestea, trecerea Ethereum la Proof of Stake a fost acceptată de SEC, ceea ce ar putea însemna că staking-ul decentralizat este totuși în regulă. Că tot vorbeam de Kraken, au fost recent ținta unui hack. Certi, care este o firmă de audit, a descoperit un bug critic și a reușit să fure peste 3 milioane de dolari în criptomonede. Kraken a declarat că fondurile utilizatorilor n-au fost în pericol, dar aceste probleme subliniază încă o dată importanța securității în lumea cripto și de ce nu ar trebui să ne ținem fondurile pe cexuri. Poate nu sunt cexurile neapărat rău intenționate, însă este suficient să apară o persoană care identifică o problemă de securitate și dispar toate fondurile de pe cex. Și tu nu o să mai ai ce să-ți retragi. Poate se întâmplă ce s-a întâmplat cu FTX și dacă tu ai fondurile acolo, nu mai complici viața. În loc să spui pur și simplu fondurile într-un wallet decentralizat, fie că este hot wallet, fie că este cold wallet. N-are importanță, doar important este să nu le ții pe cexuri. În afară de Ethereum, alte altcoinuri ar putea să beneficieze de pe urma acestei decizii și mai este încă ceva. Și apropo, chiar dacă sunt proiecte meme coinuri, chiar dacă sunt proiecte de DeFi, Layer 2 sau orice alt proiect care are legătură cu Ethereum, eu vreau să subliniez că dacă tu ești investitor în cripto, chiar dacă nu ai ETH, ar trebui totuși să ai ceva proiecte din ecosistemul Ethereum, pentru că este a doua cea mai mare criptomonedă. Pe lângă asta, se speculează că în 2 iulie o să înceapă tranzacționarea ETF-urilor Ethereum Spot în America și sunt tare curios ce creștere o să avem atunci datorită acestui eveniment. Dacă ar fi să facem o comparație, atunci când au început să se tranzacționeze ETF-urile pe Bitcoin Spot, inițial am avut o corecție de la 49.000 de dolari până la 40.000, iar pe urmă știm cu toții ce s-a întâmplat. Bitcoin a atins un nou maxim istoric. S-ar putea odată cu lansarea ETF-urilor ETH să vedem o scădere și pe dominanța Bitcoin, dar rămâne oricum de văzut ce se va întâmpla. Putem doar să fim pozitivi și să fim conștienți că piața o să-și revină, nu o să fie mereu atât de rău. Asta este ce putem face. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să vă alăturați și pe Twitter și în grupul de Telegram, link-urile le aveți în descriere. O să găsiți acolo foarte multe alte postări care o să vă ajute. Lucruri pe care nu le postez pe YouTube. Nu uitați să vă faceți un cont pe Bybit dacă nu aveți, pentru a beneficia de poziția de 200 de dolari, dar și șansa de a câștiga un bilet la Bish Please. Și până atunci, noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.